nu înțeleg. Dacă copilul vrea să vină la noi, de ce nu poate să vină la noi? Nu despre asta e vorba. Dar despre ce este vorba, domnul profesor? Domnul Cică, noi trebuie să ne ocupăm de educația acestui copil. Care noi? Noi toți. Deci și noi. Păi da, dar pentru asta trebuie să vorbim aceeași limbă. Română! Haideți, doamnă, glume de astea de 2 lei. Eu vreau să mă lămuresc, că dacă să înțeleg eu, înțeleg și pentru copil, ca să ne lămurim cu toții. Păi da, dar dacă noi i-am interzis să tragă cu praștia, de ce i-ai dat-o înapoi? Dar care e problema, doamnă? E copil. Să tragă cu praștia. Ce vreți, să tragă pe nas? Măi, Gică, nu putem să stăm așa la cheremul copilului. Dacă se supără pe voi, vine la noi. Dacă se supără pe noi, vine la voi. Nu o să mai înțeleagă nici copilul ăsta, Nică. Eu cred că vă complicați prea mult, vreodă. Dacă eu nu pricep, cum să se dominească copilul ăla? Eu zic să facem un grătar. Aveți pulpe de pui? Gica, Nu tu ți-ai dat seama că noi suntem singuri aia acasă? Nu mi-am dat seama, dar așa este. Păi și? Mamă, câte am putea să facem? Ia, dă-mi tu un exemplu. Uite, de exemplu, să fie aici în pat. Poți să fac și o propunere, te bagi? Nu mă, lasă-mă în pace, mă. Lasă-mă, pace, nu... Hai, mă, te rog! Nu mă, lasă-mă, că nu, tu, nu... Păi dacă te rog! Hai, dă-mă zi, na, hai, zi! Mie mi-ar plăcea afară. Nu mă, lasă-mi, tu, mă, nefeci, cum e afară, mă, și vecinii cum să... Mă, nu... Dar de ce să se uite, mă, vecinii, ce trebuie să stai pe gardul la ora asta? Nu mă, lasă-mă, eu pot așa afară, mă, cum să... Lasă-mă, pace, nu se poate așa ceva, lasă-mă cu fetușii speleațele tale, lasă-mă, pace. Bă, dar nu înțeleg de ce te agiți atâta. De ce ești nervos? Că nici nu știu despre ce e vorba. Nu știu despre ce e vorba, nu? Păi tu te întinzi frumos pe pat. Așa? Închizi ochii. Așa? Și aștept. Băi, eu cu fișcă nu mă dau. Păi hai, nu vii afară? Nu mai vii, mă, că nu mai. Mi-e somn, nu mai. Mi-e somn, ți-e frică, mă. E, mi-e frică, da, mă, mi-e frică, mă, că cine știe ce tâmpenii îți mai trec ție pe-n cap. Bă, tu n-ai înțeles, mă, până acum, că eu sunt un om serios, mă, mie nu-mi plac de-astea cu de-alea. Dar nu ești, mă, nici măcar curios? Ba, da, mă, hai, mă, că ce o să mi se întâmple? O să mă lipesc de cearșap, o să mă lingă câinii, da. Hai, mă, mă, lași, mă. Hai, mă, uite cât m-am bucurat eu că au plecat toți de acasă și ce rău îmi pare acum tot pentru chestia asta. Gică, eu am avut mereu un vis. Dacă tu mi-l îndeplinești, eu îți promis să fac tot ce vrei tu de acum înainte, dar tot. O să fiu sclava ta. Cât durează? 5 minute. Bine, mă, hai, zici ce trebuie să fac. Să mă faci un tango. Gata, m-am scăpat ușor, hai. Da-mi ploaie. Ce să facem, mă, tu ești nebună să stăm în mijlocul cursului și să așteptăm ploaia? Băi! Bă, tu ești, nu ești normală la cap, bă, ce ai, mă, cum... Băi, lasă-mă în pace cu prostiile tale, băi, acolo... Băi, Tanțo, deci nu... Bă, deci nu... Bă, mai bine frișcă dacă vrei, lasă-mă în pace! Bă, nici nu mă gândeam să mă bucur așa de mult să fiți cu toți aceia în curte. Opa, e clar. Ce vreți, s-a turnat berea și n-ai pe ce să timiți, a? N-ai tu grijă, bă, că de-acum colo are cine să facă treaba asta. Eu? Tu când îmi dai chiria?
Ia uzi genele. Ce să o vă? Trebuie să-i plătești chiria omului. Dar ce sunt eu, mă, prostul tău? Păi tu uiți că eu din cauza ta am rămas pe drumuri? Dar chiar genele și eu am văzut să te frate. Și tu ar trebui să plătești chirecea, că stai de dimineață până seara. Și chiar am văzut să te întreb. Bă, tu n-ai casă, mă, frățică? Nu mai țipa așa. Păi da, te întreb de câteva. Păi am casă, dar e prea mare și mie că mă pierd în ea. Păi du-te, frate, și pierde-te în ea, că nu se supără nimeni, să știi. Ia uite-o, mă, ia taie-și, mă, din gură. Ia uite-o, mâncau artata cum ies ea din casă, supusă și bine dispusă. Ia uite-le, ia du-te-mă la o parte. Ia du-te la o parte. Ia vină atunci cu o parte. Da. Ia zi. Știi ce ai de făcut, a? Normal, dacă știți și voi. Adică? Adică. Bă, frate, dar tu nu ești normal la cap? Bă, n-am avut o înțelegere, mă. Păi, dar tu crezi că eu de nebun am dansat în ploaie toată lumea, mi-a înțepenit spatele? Trebuie să respecti înțelegerea, fii atentă. Ai zis că faci numai ce zic eu, faci numai ce zic eu. Fii atentă. Te apuci, le faci la copiii să mănânce, te duci ei bere și într-o oră să fie lună pe aici. Ai înțeles? Ia stai, bă, puțin. Tu crezi că eu te slugărești de ziua mea? De ziua ta nu, că doar nu stâmpit. Na. Păi azi e ziua mea. E de ziua ta, haide, mă. E de ziua mea. Ce, mă, tu ai uitat? E ziua ta, mă. Bine zis că e ziua ta. Tu ești nebună, cum să uit? Ne-am și pregătit cu toții. Ai mușcat-o, ai crezut că am uitat? Fraieră ești, mă. Bă, dar ești fraieră, mă. Ți-am făcut și surpriză, mă. Bă, nu știi să te bucuri, mă, să mune. Am vrut să-ți facem. Du-te de aici, mă, și super. Hai că, mă, haide, nu faci. Du-te acolo. Du-te acolo la bancă, du-te, închide ochii. Așa. Și nu-i deschis, ai înțeles? Nu-i deschis, că să aducem surpriza, da? Păi, tăruță, ai și tu o rochie mai de Doamne ajută? Toate sunt. Nu, mă, aia, cea mai. Nu, să fie greu, trebuie să mă hotărăsc. Du-te și adu, du-te repede, haide, fugi. Haide, mă, du-te repede, haide. Mă duc, mă hotărăsc. Haide. Omule, mă, ce tot mozolește acolo? Ia, mă, lasă-mă în pace, că trebuie să-i cântăm la mulți ani, mă, ta, ce e tot? Bă, dacă ai târzi la concert, pierd 1000 de euro, bă, și nu ce se întâmplă. Bă, de ce nu mi-ai spus că e ziua, mă, dar cum ai uitat? Vrei să-mi scoată ochii, vadă viața? Dar ce ține aminte toate prostiile astea? Bă, gata, eu nu mai stau că mi-a amorțit coatele! Gata, haide! Gata? Haide, mă, haide! Deschide, bă, fraierul, ochii, că te împiedici, haide mai repede! Hai. Ia, ușor, așa. Ia, trei și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul. Și acum un mic cadou din partea noastră. Ar vrea să spună ceva, dar n-are vorbele la ea. Haide, mă, voi duceți-vă, că întârziați la concert. Sau unde vă duceți? Hai, duceți-vă. Du-te repede la concert. Succes! Lăsați-ne și pe noi, în pace, puțin. Pa! Ce zici? Ce-i asta, mă? Un cadou. Ești tâmpit? Tu crezi că eu nu știu că asta este rochia lui aia? Bă, dar tu crezi că eu nu știu că tu știi că e rochia ei? Păi și atunci ce zici că e cadoul tău? Păi a zis, bă, că e cadoul meu, a zis că e cadoul lor, sunt și ei copii, n-au bani, au adus și ei ce au găsit și ei prin ăsta. Haide, mă, știi că calul de dar nu se caută la dinți. A, și calul tău unde e, mă? N-am înțeles întrebarea. Cadoul tău unde e? Păi, am vrut să-ți iau o vază. Mă, nu se părăsesc, bă, zic, ce vază, care vază? Bă, stai așa de multe vaze, a văzut una mai bulbucată, era una cu câte o lungă, alta era una cu... Toartele la într-un vază. Și a zis, nu știu, bă, tu vrei o vază? Nu vreau, mă, foarte bine, că smulgeam florile și ți-o dădeam în dinți. Păi, vezi, de-aia m-am gândit și eu, așa am zis. Și a zis, bă, cel mai... Băi, uite, acum, pe bune, nu-i cel mai cinstit, că așa m-am gândit și eu, să te întreb, mă, ce vrei tu de ziua ta? Vreau petrecere, mă. Gata, s-a făcut. Pun mâna pe telefon, să umple curtea de lume. Grătar? Nu, că n-ai înțeles. Vreau petrecere surpriză în oraș. În ce oraș? București. Să trăiești. Mă place. E mare, e frumos, e frumos. No, dacă știam locația asta, veneam mai des aici. O să-i placă lui nevastă. Dar lampadarele astea o să o dea pe spate, fii atent, că e exact așa cum îi plac ei.
Da, nu, îmi place. Gata, gata, s-a rezolvat. Hai să discutăm după. Bă, dar voi puteți să vă pregătiți într-o oră, e gata totul? Cum să nu? Bravo, bun, dar toate mesele astea, că eu... Absolut. Am mulți invitați, să știi. E ziua lui nevastă, înțelegi? Nicio problemă. Bun, ok, atunci totul e în regulă. Hai să discutăm de bani. Cât e meniul de persoană? Începe de la 85 de euro. Nici nu e mult. Sigur.